comentezi nimic, doar în prezența avocatului tău. Simte puterea. Toader, bine ai venit, mersi de abonare. Și l-aș bate pe băiatul ăsta să iau scuturul. Hei, domnul, bună ziua! Bună ziua, domnul! Ce faci? Îmi place motorul dumneavoastră, foarte frumos. Vă place, de nu? De nu e Vicent. Bine, domnul Vicent. Am înțeles că sunteți cel mai bun avocat din Los Santos. Cel mai bun. Nu am mai văzut un avocat atât de bun ca mine. Deci eu doar ce am venit de la țară, sunt un băiat de la țară și am venit la oraș să muncesc aici. Și nu cred că o să am nevoie de dumneavoastră, pentru că... Dar nu v-ați prezentat, nu știu cine sunteți, trebuie să vă prezentați. Eu știu că cu mine ați văzut... Numele meu este Pericol. Aha, am înțeles. Și sunt din Dolj. Am înțeles. Știu că cu mine ați văzut afișe prin tot orașul, dar fac reclamă. Da, și sunteți o persoană notorie, of course. Dar de ce umblați cu motorul și nu aveți o mașină, un șofer? Nu. Mie îmi place să conduc pasiune, eu. Să pasiune? Simt, da, e o pasiune. Super, frumos. Dar văd că aveți un băiat. Mi-au plăcut oamenii care au pasiune în ei. Aveți un băiat care îl cărați pe dumneavoastră. Unde îl duceți? Băiatul acesta e cel mai bun prieten al meu. Salut, Nike. L-am întâlnit în oraș. L-am întâlnit ieri. Este ucenic și vrea să devină mecanic. Am înțeles. Na, înseamnă că are multe de învățat. Foarte de treabă, m-a ajutat mult și m-a împrumutat și cu bani. Dacă ați spus că ați venit de la țară, de ce v-ați colorat părul verde? La mine la țară se tot luau băieții de mine, chiar dacă puteam să-i bat pe toți, că uitați-vă puțin la mine cum arăt. Observ, crapă sacoul pe dumneavoastră, observ. Sacoul este puțin crăpat, într-adevăr, pe spate, dar când am venit aici am vrut să fiu la mod, am vrut să fiu funky, să fiu trendy, să ajung și eu în trending, să fac, nu mă înțelegeți. Da. Eu. Pericol. Ne vedem acolo, dacă e. Domnul, nu mai ești pe mine, Viorel? Păi Teo, haide. Multă baftă. De tine. Domnul Vicențiu, vă doresc o zi minunată la și fel, sper să la ne fel, mai la întâlnim. Fel. Mult noroc și multă baftă. Bună ziua. El e clientul meu, Du-te dracului de joc, mi-a dat eroare iar, frate. Deja mă enervează. Câte erori a dat? Nu știu, Raulica, dacă merge pe cârguit. Salut, Edi. Ce dracu e asta, frate? Câte erori îmi dă? Deci mă enervează. Deci a început să mă enerveze total. Ce căcat. Nu e de la server. Dar ieri n-am pățit nimica și n-am schimbat nimica. Deci nu am schimbat nimica.